Salutări și bine ați venit la episodul 5 din seria mea de Outlast. Da, din nou. Împreună cu Rareș și cu Denis Miran. Și de fapt mai mult Rareș. Mai mult Rareș, că l-am pula mea tot în patul de când am început să jucăm. Continuăm maratonul de Outlast, bineînțeles. Aici un doctor handicapat pe care a jabalabalaba, cum pula mea am zis, vine după noi. Mario. Un om foarte frumos aici. Operație estetică, domnilor. Și direct blocaj. Ba nu, încearcă baterie direct. Dă-te în spate, mă, în spate. Încearcă ușa. E baricadată, nu cred. Unde faci, unde ce? Uite patul, mă, încearcă. Nu pe aici a mers el. Ba. Ba da, și aici e Buddha. Se pare eu că nu. Ba nu. Ne învârtim în cerc de 3 luni și ceva. Dar nu-i bai, pentru că până la urmă sigur vom descoperi unde acel doctor își ține sandvișurile cu chiftele. Da. Du-te în pula mea de urât. De urât, ce cuvinte de bou am și eu. Ce să mai zic eu despre asta? Povestea lui Dara Dragomir. Am mai vrut să vă zic că el era un om foarte trist acum în pula mea de când a venit ăsta după el. L-a luat hernia! Sub pat! Taci, mă, sub pat dorm tu! Și direct deschidem ușa și-o închidem! Ăștia-s proști, bă, ăștia nu deschid ușa! Buddha fermecării! Stai! E o problemă! Ne sechestrăm, mă, în Buddha! No. Direct doctorul! Marș, mă, fraie! Ce direct sânge pe pământ! Aici am văzut. Săritură triplu, du-te în pula mea! Mori! Nu, dar e o română, ai văzut? Una română, mi-a băgat chestia cu care mi-a tăiat degetele mată. Ma. Gros. Intestinul gros și intestinul subțire. Da, era... Deci... Da, am luat-o... Deci acum dacă mai greșesc două... Direct doctorul! Uite, deci... Cum e naiba, e încuiat acolo! Asta, jocul meu nu are logică. Nu are logică, dar marș, bă, e gost. Dă-te în pula mea. Direct, moarte. Direct moarte cerebrală. Dar cum am mers data trecută? Pe unde a venit el și te-ai dus în stânga. Nu mai știi. Te-ai dus, ai fugit de el, deci du-te în față. El o să vină. Tu te duci în stânga, pe aici. Pe la aperitivă. Deci n-am mai fost. Mi-este tare foame și aș mânca un sandwich cu chiftele. Direct. Camera masturbărilor din acest spital. Dacă poate ne întâlnim cu doctorul față de vultur. Da, nu v-am povestit istoria acestui orfelinat care este la rândul lui un spital foarte bun. În care zeci de miliarde de oameni se tratează aici pe zi. Acest spital conține tratamente pentru cancer, sida, anexită, schizofrenie și moarte cerebrală! Direct alergare în sprint. Dar nu a sprint facem. Mai dă-te în pula mea că o da pe lângă, direct. Și șut în ficat. Deschid eu ușa creștine, închidere. Pe aici am luat-o. Da, mă, dar nu pe aici. Ba, bă, na, ăla deschide ușa. Na, hai, dă-i cu ușa, trântește-o. Du-te în pula mea. Nu așa, mă, trebuie să ajungem undeva la un... În Buddha, bă, în Buddha. Nu, că... Iar o da pe lângă. Mi-a să încerci tu după ce mor? Da, direct spatulă, fiartă! Și... Du-te în pula mea că ți-ai închis! Termină copiii, tu stai la 10 metri de...
calculator și tu tot te caci pe tine. Mersi. Cu plăcere. E din naș. Da, unde te-n budă? Dar nașul mea, du-te-n budă, mă, că acolo, oricum, oricum, Dumitru, cum pula mea, i-am zis, Dragomir, e obișnuit cu peisaje din alea frumoase, cu căcat fiert, și direct, săritură triplă, du-te-n pula mea, asta zici că e un labirint al spitalului, acesta se numește spitalul încolo pe poledicorfelinat.ro, în pula mea, are și site, socializare pe Facebook! Direct, lovitură în fier, spatulă fiartă, nu încerca să deschizi, du-te în pula mea. Da, ți-am zis să nu încerci, mă, să deschizi, mă. Du-te, drag. Na, încearcă și tu, pula mea, nu înțeleg. Bineînțeles că eu voi încerca să rezolv situația cu doctorii handicapați. Acest doctor are sida și mie. Mai ales sida și mie. Du-te, mă, fugi. Du-te, mă, la ecologi. Stai să încerc, deci... Acest doctor! Bă, noi pe aici am luat-o vreo? Da, da, stai, cred că știu, dă-mi un pică, dă-mi un pică. Stai. Acest doctor, cum o direct vine, mă, în spatele tău! Ba nu. Ba da! Ba da! S-o dat de ușă, mă, cât e de handicapat. Ah, direct, frate. Direct, fugă! Nu, nu, cred, sunt pe noi. Na, unde ziceam eu, deci, da, acest doctor este un psiholog foarte bun, e singurul angajat al spitalului și tot el și șeful. Vă dați seama ce spital cunoscut. V-am zis 10 miliarde de oameni după câte ați vedea. 10 miliarde de oameni, atâtea și bolile, în pula mea. Direct doctor în ful! A venit! Bam! Aici ne-am murit acum, trebuie să vii, să împingi de tâmpenia aia și gata, ajungem unde trebuie. Cum dracu ai ajuns acolo? Eu la aici trebuie să fac totul, eu, dă-te mă! Stai. O să îmi vii dacă vine. Aha. Ceafă peste burtă. Deschid asta. Că o să trebuiască. Mă duc, like a bitch? Da. Stai. Like a bitch, bitch, bitch. Bici, parcă era un port. Acolo era familia ta. Da, cum spuneam, Ce prost. Deci Dumitru e mai prost ca o bătă. E Dragomir. După cum spuneam, Dragomir era un copil vesel. Până a ajuns să fie trist că a ajuns aici. Cred că e a șasea oară când spun asta. Dar nu-i bai, el a fost un copil foarte vesel la început. Acum a devenit trist fiindcă... Sandwich-ul cu chiftele a fost nimicit, în pula mea. Direct doctor în pizdă. Da, deci Dumitru, acest doctor, sau nu știu cum poate să-l cheme. O să-l cheme Jabalabala... De fapt, îl chema Jabalabalabalaba. Da, deci Jabalabalabalabala... Avea un pișat toxic din care lui Dumitru îi plăcea foarte mult să bea. Odată ce a început să bea din pișatul ăsta, care era și colegul lui de cameră cu care își dădea laba toată ziua, cum să vă zic eu, el a devenit handicapat. Serios? Da. Direct ușă deschisă și ușă închisă. Rareș is done. Mă fugi! Uite-o! Săritură sublimă! Direct! În sfârșit, puneți tâmpenia asta și continuăm. Da. Nu, suntem din nou într-un canal. Sau ce pana mea e asta? E oricum, oricum Dragomir e obișnuit și cu ventilații și cu de toate. El, v-am zis, îi plăcea să se joace pe aici și se juca cu prietena lui care era bărbat. Bineînțeles, suntem în budă. Unde... Dragomir își lua cina, prânzul și toate astea. Bineînțeles că doctorul e pe undeva pe aici, că doar n-ar putea să fie dincolo, nu? O veni și el că n-are ce face, în budă. N-ai vi unde n-ai ba am ajuns? Bă, Dragomir pune de pe ceva șase. A, trebuie să ies pe aici. Da. Bă, Dragomir,
Crucea, Evanghelia are putere, are putere, are putere, Evanghelia are putere. În pula mea, doctorul dă cu spatula după noi. Spatulă fiartă în pulă. Direct, direct șut în ficat. Unde-i liftul? Ce pula mea de lift vrei, mă? Vezi că ăla vine. Dar pe unde e ăla? Până a venit. Închide-te în budă. Moră de unde știu cum ne-am... Da, ne pici am venit, nu? Puh! Strănut atomic. Da, te pune, te... Mă joacă tu. Să mă joc eu? Să nu vine cu jocul de poker. Nu am venit. Da, că tot ai adus... Nu, te schi... N-am dat. Ce prost. Închide. Direct ne uităm chiar dacă suntem cu fața aici. Ăla cu spatula sigur pe aici. Direct sub pat. Uitați ce coaie are. Na hai mă pulă mă. Hai, hai mă. Na hai. Ce pulă ești. A, pe aici am venit, că aici ai crucea. Direct. Nu. Bă, vezi, nu pot să-l împingi. Și direct, direct salt triplu la bârne, paralele. Nu mai am... Unde drac am venit? Ea nu mai suport, n-am zis cum ea de la capăt. Dar nici noi nu te suportam. Haide-mi pula mea, unde ești? Pa noi am zis pe cel mai mult. Ca nu te uiți. Nu e cel mai mult. Direct! Direct doctorul ăla handicapat, dar pe unde... Dă-te-n măta. E, mai fuci-o tu pe măta. S-o fuc, du-te-n pula mea. Mai fuci. Direct prin coastie. Prin coastie o trec, mă. A, bă, ne-o dat de aici de unde avem cheia. Vine. Vine, a venit. Știu pe unde. Ne-o vă... Hai că m-au văzut! Las că din astea îmi plac mie! Hai mă, urmărire mă, hai mă! Nu, hai, direct. Direct în pizda mătii. Direct salt peste paturi, parkour zone! Direct alergare! Bă, tu nu poți mă în situații din astea tensionate. Direct. Aha. Evanghelia. Totul are un sens acum. Bă, dar nu te lipi. Na. Și de la bursă să cumpere. Haide, haide. Direct pe cănele. Da, te eu am făcut aici. Vrei să te mai joci în continuare? Cum ai ajuns aici? Așa, bagă-ți pula prin mine direct. Să te fută caii direct. Instead. Mother. O să filmez astea și o să le arăt copiilor mei. Aici vin Marius, Marcel, nu? Ăia toți, prietenii noștri. Și direct un cur foarte poponar. Da, ne întoarcem în spitalul de ortopedie Jabalabalaba, care face laba în piscină. Direct. Ușă închisă. Canal spart. Această clinică foarte modernă cu stensile cum ar fi bisturiu și lopată este foarte cunoscută și în zilele de astăzi. Care folosește pentru a desfunda urechile călimara cu cerneală, dar nu-i bai, totul are un sens. Din nou se salvează. Cine e ăla? Găsește-l pe tata Martin, nu știu ce. O, papă, hai să ne rugăm.
Totul merge printr-o rugăciune. Doamne, ajută-mă să îi fut pe ăștia în curmă, toți gay aici, în zonă. Serios? Direct chiuvete transpirate. La fel ca numele meu pe Skype. Nu-i bai. După aia m-o chema bunica Perse și tot nume din astea mai handicapate unul ca altul. Vrei stai jos? Mă, stai mă jos. Stai mă jos, că vrei nimeni nu stau. Dar ce-i face acolo în Evanghelie? Da, tablourile bunicii mele și ale bunicului și străbunicului și străbunica și tătănația mea. Direct piciorar, sunt chiuvetă. Baterie. Evanghelia are putere. Ne întoarcem în camera inițială. Serio? După care încercăm din nou să deschidem ușa pe care am încercat o să o deschidem. Mă rog. Aici o să vă povestesc întâmplarea din viața lui Dumitru Dragomir. După cum v-am spus, el era un copil foarte vesel atunci, deci când el își mânca sandvișurile cu chiftele, el venea aici pentru a se ruga și începea să cânte Evanghelia are putere și chestii din astea. După ce a terminat el într-o zi... Dau seama pe unde să o iau. Și să-mi dau eu seama, mă. Na. El acolo se ruga și... mi-e tare somn că nu m-am zis că e vesel, tot. În toată povestea apare e vesel, atât am știut ce să-i zic. Oricum, el cum era un copil foarte prost și gay. Și gay. Și cum v-am zis că avea o prietenă bărbat. Da, pe bune. Păi, dar n-a fost rară și prietenul lui. Am vrut să vă zic că 1 plus 1 e 3. Altceva nu mai știu. Direct bunicul meu. Cu dantura. Direct celălalt bunic, direct al treilea bunic, Tunschel. Dan Voiculescu, nu? Dan. Ai mama. Păi da, mă, piși, nu știu pe unde. La fișe-te. Direct Budă. Da. Evanghelia are putere. Evanghelia are putere. Plouă. Pe aici plouă. Da. N-ai să punem capătul și prinde. Da, deja e a treia oară când facem în conjurul camerei, dar nu-i problemă. Evanghelia are putere. Ia mai intră o dată în baie. Da? Nu. Intră în baie, în stânga. Mergi tot în față. Dă-te mai în spate. Aici? Nu, nu-mi baie. Ia uite-te prin jur, parcă am văzut o crăpătură, știi? Crăpătură. Așa, stai, dă-te în spate. Și iau la stânga. Aici? Da, pe aici n-ai fost, vezi? Bă, da. Fost pe aici? Da. Hă, da. Evanghelia are putere. Na, pe aici ai fost, mă? N-ai fost. Uite, ușă! Ușă! Da, în sfârșit am reușit să trecem. Copilul cu dantură de cal. Dumitru era un copil cu dantură de cal. Da, Dragomir, în copilărie avea o dantură foarte frumoasă, de cal. Ce să vă spun? Era un fel de corcitură Dumitru ăsta. Era un fel de între viezure și cal. Și atunci dinții au fost de cal și gura de viezure și... voi cred că înțelegeți că tot ce zic eu aici nu e adevărat și-s prost rău, dar... Na, așa ca idee v-am zis. Direct săritură. Da. Dumitru era priceput. Sar pe aici, sar pe aici. Dumitru era un om foarte elastic. Direct cameră cu foc. Să filmăm ca să le arătăm copiilor. Era un nou foarte bun parcurs, care făcea parcurs prin canal. Da, canalele erau zona lui de joacă și de parcurs. Acolo dormea nopțile, acolo dormea zilele, acolo mânca sandvișurile cu chiftele. Deci e blurat, se vede, ok? Da. Da.
Ce are ăla în cur, mă? Ce credeam că are un băț înfipt în cur. Bine, dacă te uiți un pic... da, aici trebuie să stingem focul. Da, trebuie să luăm un extinguisher. Cu nu, mâna. Nu, sunt smătii. Era și tu de urgență când... când e fum? Da, să dea apă. Da, da, trebuie, dar e nașpa că vine Mario după noi. Prin foc? Nu, prin... cum zice... căcat. Direct luăm foc, mai urât de decât... Nu trec, unde, că e numai foc de aici. Oameni, iar chiar într-un spital, ce crimă, ar trebui să le spunem comisarului moldovan ce se întâmplă aici, într-un spital de... ultimă securitate, maximă securitate și un orfelinat foarte cunoscut în toată lumea. Ar trebui să le spunem, pentru că aceasta nu este o situație acceptabilă. Direct ieșim din budă. Cum s-a dus ăla, mă? Ce, mă uitam? Nu, unde s-a dus Mira? Nu știu. S-ar putea ca Mira... Dă-te în spate, am văzut o crăpătură. În spate, în spate, fix în spate. În spate, mă, în spate! Du-te, mă, ce faci, mă, în spate, mergi în spate, mergi în spate, tot în... Bă, tu știi care-i spatele, mă, pulă? Da, da, na, tot mergi acolo, tot mergi. Câini fierbinți. Da. Nu. Dacă mă mai întrebi odată ceva... Dă tempul, gula mea! Na, i-au văzut că se aude muzica, se aud manelele... PSD! Alegerile parlamentare! Direct USL-ul! Ăsta iar îi dezbrăca, mă, dar nu și-o mai găsi haine de când l-a văzut ultima oară. Miros, îmi face o favoare micuță. Asta s-ar putea să însemne, da. Taci, trebuie... Om handicapat. Nu știu cum toate astea se întâmplă chiar în acest spital cunoscut în care 10 miliarde de oameni, sau cât eu am zis, direct document nou, psihological, say something. There's no same in psychopolar proximity stress disorder PPSD. Ăsta e alt clan, alt partid în pula mea. Direct. Direct cred că scria că sandwich-urile cu chiftele care le mâncam eu când eram mic nu-i bun. Și mai stai, mă uităm să dacă ceva am uitat să vă spun că în copilărie Dragomir era fumător. Îi plăceau foarte mult sandvișurile și țigările. Și mai ales sandvișurile cu chiftele, bineînțeles. După ce termina un sandwich, băga câte o țigară în gură. Na, vorba aia, merită. Aia era o țigară după un sandwich. Bă, mă duc după fraia. Așa ziceam și eu. Na, și... țigările erau Paul Mall și Jabalabalaba, cum era colegul lui de bancă, de orfelinat, de cameră. El îi procura țigările dintr-un... Marcel în pula mea, iar se duce, iar e pe aici. Pe acolo. Mă duc? Da. Aaaa, trebuie să... prima oară trebuie să activez două valve. E pe aici, e pe aici, ai grijă. Îl aud, e. Cred că e în spatele tău. Direct budă. Normal, un om care face baie. Nu zice nimic, îl spală între pulă, nu vede la floci.
direct. Unde te? Nu, nu, nu poate să vină aici. Ăla nu poate, e prea gras. Mai avem o singură baterie. Trebuie să o folosim cu cap, că dacă o folosim cu gât. Bun. Stați puțin, domnilor, imediat. Revenim în 3 secunde cu următorul episod. Adică nu chiar, hai să mai jucăm ce dracu. Nu, direct, Marius. Uuu, jumătate, că nu știu oare din prima, nu-ți dau așa. Tu vezi tot drept. Mamă, dă-o așa. Nu. Da, ce dată. Da. Eu vreau numai... Na, hai! Bă, dar caută-ți în pula mea haine, că ești tare urât. Și direct sprint! Că tu te-ai în cursă, te fut. Direct lovitură în ceapă. Au! Decapitare sub lemne. Știu, eu iau parătură din intenționare, știi, din intenție, adică din obișnuință. Bun, direct aici punem pauză, revenim imediat cu următorul